Salut și bine te-am găsit din nou cu Battlefield 1. Suntem aici cu Summer Update, July pe luna iulie, da, s-a făcut un update în Battlefield 1, în special în ceea ce ține de customizarea hood-ului. Dacă vă uitați acum pe monitor, vedem aici că am un crosshair destul de micut, da, ca și pe PC, în cadrul jocurilor, nu știu, hai să zicem CSGO, da? Dacă ne uităm la carbine-ul ăsta, SMLE MK3, am aici un reticle, un punct roșu care abia este vizibil, da, este un punct editat din setări. Așadar, am să intru puțin pe scurt, așa foarte rapid, în ceea ce ține de gameplay și am să mă duc aici la basic și am să vă arăt un pic despre ce e vorba. Aici la crosshair, categoria crosshair, size-ul, acum puteți să-l modificați, da, de la, eu l-am avut 50%, acum l-am 80%, deci dacă suntem atenți, ținta mea, crosshair-ul meu arată un pic ceva mai solid. Da? Dacă mergem înapoi la options, vă spuneam de punctul din reticle, vedeți doar la armele, doar la armele astea optice, în special, nu știu, și la clasa medic, la automato sau carbine sau așa mai departe, care au chestia asta cu punctul reticle-ul, merge să-i faceți optics-ul cât de vizibil să fie. Așadar, mergem aici la options, no quit, man. Mergem la options, tot aici la crosshair, pare mi se. Și aici avem a lens sight reticle visibility. Putem să-l punem 50%, nu știu, uite, 57%. Ceea ce ne oferă un punct ceva mai barely visible, cum mi s-ar mai zice. Deci abia se vede. Sau putem opta la opțiune aici, putem să mergem tot pe crosshair. Aici la reticle visibility să-l punem 100% și să avem punctul de 100%, da? Deci punctul ăla roșu care îl vedeți voi acum. Dacă vreți să faceți practice încât să jucați cu armele astea optical în special sau carbine, puteți ajungeți până la reticle 0% sau 5% și deja să începeți să dați atât de bine încât să cunoașteți punctul, încât să faceți kill-ul 100%. În ceea ce ține de update-ul ăsta, aș vrea să vă spun că aveți mai multe opțiuni de HUD în care să faceți, nu știu, textul mai mare sau obiectivele ceva mai vizibile, mai mici, mai mari și așa mai departe. Am să-mi dau un redeploy și am să aleg arma M1903 Experimental, care până acum trăgea semi-automat, cum ar veni. O găsim tot aici în clasa Scout. Mergem la M1903 Experimental, care acum are posibilitatea să o modernizați. De fapt, să îi retrageți. Dacă ne uităm, avem un încărcător destul de bogat aici. Deci avem 41 de gloanțe, da, cu care putem să tragem fără probleme. Însă putem să reducem magazia de gloanțe, da, dacă apăsăm pe săgeată jos. Am făcut 5 gloanțe, o magazie de 25 și am făcut din ea o armă de infantry. Păpă, era careva acolo. Uite, da, facem o armă de infantry deja care trage glonț cu glonț. Come on, man. A, nu sunt obișnuit cu arma asta. Uite că a fost cu suppressive-ul, a fost cu ochii pe mine. Deci putem să facem cu experimentalul ăsta fie o armă care trage rapid cu multe gloanțe, fiecare să tragă un glonț câte un glonț și atunci devine o armă de tip infantry. What's up, man? S-a blocat spawn-ul. Nicio problemă, mergem în altă parte. Aveți grijă de fiecare dată când sunteți eliminați și reveniți asupra jocului, arma devine din nou experimental cu o magazie extinsă, da? Deci nu rămâne infantry în funcție de preferințe. Wow, ne atacă ăștia aici. Așa că ce aș putea să mai zic decât să exploatați la maxim partea de HUD, să vă faceți un crosshair potrivit. Uite-l acolo pe băiat. Ce faci, man? Nu-mi vine să cred cât a rezistat. Come on, man. Da, eu mi-am făcut acum hood-ul și crosshair-ul ceva mai mic, însă nu cred că o să le las așa. Ok,
am revenit cu al doilea batalion aici din Shock Operation pe Zeebrugge. Sunt multe actualizări de HUD, mă repet, pentru ultima dată. Așadar, merită să experimentați. Come on, guys. Da, nu are rost să avansez ceva mai mult. O să mă joc cu experimentalul ăsta. Oh, what? Nu mi-apare kill-ul. Mi apare kill-ul și damage-ul prea bine și nu pot să-mi dau seama. What? Nu-mi vine să cred. Spot flare assist. Ia de aici o lamă. Retrage-te repede, Adi. Cred că sunt prea avansat. Mai bine fug. Super, 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 super. Nu sunt deloc obișnuit cu asta. Hai să vedem dacă mai reușesc să fac ceva modificări. Îmi trebuie înapoi crosshair-ul și astea. Sorry, guys. Nu mă pot dezobișnui. Îmi pun 100. Asta 100. Game info size. Hint indicator. Hai să vedem și asta ce face. 80%. Asta e când ai hit-ul, dar nu știu unde e kill log-ul ăla. Să vedem kill log-ul, minimap-ul. Background visibility. Aici n-am modificat mai nimica. World icon size. Aici am făcut ceva mai mic ca să fie în regulă. Opacity. Ok, camera shake. Aici la kill log size, kill log visibility. Aici, da, din nou vă puteți pune. Uite, de exemplu, 100%. Hai să vedem care e treaba. Deci aici o să vă apară când ați omorât și așa mai departe. Hai să vedem dacă reușim să facem un kill. Oh, 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 ce aici în apropiere. Aici sunt foarte mulți inamici. Da, acum mi-apare logo sus în dreapta, deci de la asta. La... Deci vă puteți face un custom, un custom HUD. Despre asta e vorba, în special acum în ultimul update. Ok, 97 de unități rămase. Vedem, poate băieții ne atacă pe aici. Am să pun o chestie din asta. Alta mai jos. Come on, guys. Ok, no panic. Am ieșit prea mult în afară. Nu știu, parcă este și alt feeling în game. Adică dacă tot au lucrat la gameplay. Uite, acolo am un un infiltrator, cred. Nu prea se atacă. Hai să vedem, poate facem și noi ceva kill-uri. Oh, man. Puțin damage arma asta. Trebuie să tragi destul de mult și de bine. Hai să vedem piciorușele. A, așa. Hai, man. Hai, man. Că se poate. Man, cât trebuie să tragi cu arma asta. Am ieșit un pic pe bătaie. Însă cu siguranță nu rezistam foarte mult. Aș vrea să rămân totuși aici, însă dacă îmi dă o grenadă, e vai, opa. Uitați și voi cât am tras, incredibil. Da, sunt 41 de gloanțe, dar... Damage. Wow, 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 ne iau obiectivul. Stau și mă uit după fraguri și ne iau obiectivul ăștia. Hai să vedem, poate prindem ceva damage mai mare cu arma asta. Come on, man!
extraordinar. Deci extraordinar cum e. Deci ce e cu animația asta de cuțit? Cât am ezitat aici. Deci incredibil, exact cum am zis, este o armă ce merge pe assist foarte mult. Da, deci voi, noi facem damage de assist. Come on, man. Hai să vedem, poate prindem, uite și acolo pe scări a venit cineva. Acolo am lăsat un tripwire. Okidoki, aruncăm sus acolo. Ok, ne retragem, n-am ce să fac. Da, acolo sus un gas grenade. Iepi. Iarăși, deci de fiecare dată trebuie să vă băgați modul de infantry, cum îi zic eu, dacă vreți să vă jucați cu el așa. De fiecare dată, dacă sunteți eliminați, dacă muriți. Hai. Hai, băieți, arată-te careva. Oho. Trebuie să încarc, doar 5 glanțe aveți. Atenție. De unde a tras? Hai să facem un spot flare. Aici era un tip. Ei, uite aici sunt băieți înăuntru. Extraordinar cum a avansat ăsta cu Factory. Hai băieți, am crezut că o să mă țină ăștia de la mine din echipă, n-a fost să fie. Însă iarăși intru pe experimental acum. Hai să joc un pic mai hardcore. Dă-te, băiete, că nu-i de stat acolo. Okidoki. Incredibil cum trag ăștia. Fac un pic infantry, flare gun. Let's go, let's go, poate de aici de sus. Acolo sus e un sniper. Ok. Uite-l. Infiltrator. Atenție. Da, nu am ce să fac. Degeaba mă aventurez. Incredibil. Ah! Asta jos cu optical-ul. Man, ce skill nasol am cu arma asta. Bine că fix asta au modificat acum. Let's go.